Capacitatea televiziunii și a internetului de a ne influența gusturile, trăirile, sentimentele, l-ar determina Aspe Caragiale, dacă ar mai trăi, să creeze noi personaje și comicuri de situație. Regizorul artistic Gavril Pinte a imaginat în spectacolul radiofonic Două cazuri după Ile Caragiale, reflectarea a două cazuri de sinucidere din presa vremii, una nereușită, cealaltă izbândită. Textele din ziarele de atunci au fost gândite în acest spectacol cu sonoritățile lumii de azi, realizatoarea spectacolului Domnica Țundrea. Ce anume a gândit regizorul Gavril Pinte că le unește pe aceste două opere sunt două cazuri de sinucidere, un simulacru și o sinucidere autentică, reflectate în presa vremii, care se dovedește a fi la fel de amatoare de senzațional și la fel de capabilă de mistificare, cum este și presa de secol 20 și 21. De aceea spectacolul a fost gândit în stilul transmisiilor de teren. Întâmplările sunt comunicate de către presă, se dă legătura unor vecine, unor amici, unor funcționari și inspectori financiari, adică personaje tipic caragialiene. Și vin acești reporteri și crainici care preiau rolul povestitorului și transformă totul în știre de senzație. Grabă și îndată aflară ce era. O sinucidere! O sinucidere! Domnișoara Popescu de mai multe săptămâni căzuse într-o stare de melancolie și de abatere sufletească. Încă nu mai mânca? Nu mai bea? Nu mai dormea deloc? Cu o zi înainte de a lua fatala hotărâre, arătase semne de mare neliniște. A cerut să mănânce și să bea. Spectacolul Două cazuri după Ile Caragiale, gândit și regizat de Gavril Pinte, are la bază două schițe semnate de marele dramaturg, Groaznica sinucidere din Strada Fidelității și Inspecțiune. Din nou la microfon, Domnica Țundrea. Am să vă citesc gândurile lui Gavril Pinte, care a spus așa: Groaznica sinucidere din Strada Fidelității ne înfățișează un caz de mondenități cu ifose, iar Inspecțiune, un caz de prezumtivă de lapidare sau corupție. Modul cum presa reflectă aceste două situații determină un adevărat spectacol mediatic, cum se spune în zilele noastre. Montarea radiofonică îi impresionează pe ascultători prin stilul viu, dinamic, incitant. Întâmplările îi sunt comunicate publicului în stilul reportajelor de teren, pe care le vedem sau le auzim azi. Un stil pompieristic, improvizat, cu limbaj de mahala. Dramaturgul Dinu Grigorescu. Ceea ce am observat și astăzi, nu se râde deloc. Se discută, se decodifică intriga, se dedifică că mahalaua, că nemahalaua, că s-a sinucis, că a fost corect, dar esențial râsul, că e vorba de un comediograf de geniu, el nu mai funcționează nici în comedie și nici chiar în prosă. Probabil că societatea s-a distanțat în asemenea manieră de epoca de acum 100 de ani, încât nu se mai naște râsul. Se naște, în schimb, meditația și se naște paralelismul între epoci. Atmosfera sonoră din spectacolul Două cazuri după Ion Luca Caragiale este una colorată într-un stil eclectic, în care predomină chiciul dialogurilor de mahala. Nu ratați premiera acestui spectacol, care va avea loc marți 6 decembrie de la ora 20 la Radio România Cultural.